Prezență. Procurorul, prezent. Procurorul se audio. Avocație, prezent, victimă. A fost anunțată întrerupere ca să se apropie domnul... Oleg Brega. Așa. Cum ați venit? Oleg Brega. Patronimicul? Avion. Data luna anul nașterii? 26 octombrie 73. 26? Octombrie. 73. Da. Domnul Cerul Dumnezeu. Pepe Sângeri. Pepe. Satul Pepe. Raion Sângeri. Și pentru dumneavoastră se anunță componența completului de judecație, explică dreptul de a înainta propunere de recuzare. Președinte, ședință, judecătoare, Angeana Șuvătaru, Befier, Cristina Rup. Recuzări? Nu am. Care va cere demersuri la această etapă? Nu. Nu sunt. Nu va loc. Cele demersuri nu sunt că sunt dreptate examinării cauzei contravenționale și începerea cercetării judecătorești. Domnul procuror. Onorată instanță, proces contravențional în cauză a fost inițiat în temer cu 313 cod contravențional pe faptul că cu Andreea Adriană la 26.04.2013 și aproximativ la orele 16, făcând exces de putere și-a asumat atribuții ce nu-i revineau și l-a stopat, i-a îngrădit acces cetățeanul Brega Oleg în sediul Procuraturii Municipiului Chișinău, cauzându-și leziuni corporale care au fost calificate ca neînsemnate. Corporale neînsemnate, așa. Respectiv, prin acțiunile sale cu Andreea Adrian, fiind persoană cu funcție publică și a depășit atribuțiile de serviciu, a făcând exces de putere, și acțiunile lui nimeresc cu incidența articolului 313 și cod contravențional. Vinovățelul este probată prin materialele acumulate, prezente, ținând cont că nu este prima ședință, cred că nu vor mai intra în detalii, sunt cunoscute toate aspectele. Ca reprezentant a acuzării, consider vinovat și ținând cont de faptul că au trecut din 2013 au trecut deja termenul de prescripție prevăzut de articolul 30 cod contravențional. Consideră necesar de a înceta proces contravențional. A recunoaște vinovare de a înceta proces contravențional. În legătură cu despre termenul de prescripție. Sunt declarațiile martorului, declarații părților automate Brega, declarațiile martorului doamna Prodan. Doamna Prodan, actul de expertizare, raportul medic legal care confirmă leziunile corporale și însăși declarațiile contravenientului. Și ordinea cercetării, că trebuie? Consider că de audiat partea vacanată și în continuare are contravenientul. Domnul Condrei Andrean, clară învinirea adusă? E clară. Acceptați dumneavoastră să dați declarații să răspundeți la întrebări? Da, sunt de fapt. Acceptați. Domnul procuror propune ordinea cercetării judecătorești, audierii victimei, martorilor și alte propuneri, domnul avocat? Nu avem. Aceeași poziție. Domnul Brega? Sunt de acord. De acord. Și domnul avocat? La distanță consider și eu că urmează a fi ascultat de partea vătămată, martorii, examinate materialele video care sunt pentru a primi o hotărâre, sperăm definitiv în cazul dat și a exclude alte examinări ulterioare cu respectarea indicațiilor care sunt în hotărâri de decizii de curs de acord cu candidat. Pentru clarificare, domnul Condrei Andrean, acceptați să depuneți declarații? Da, desigur, permanent. Da, la fel de cercetări vă depuneți declarații. Să stăbuiești în ordine cercetării și cătărești, audierea victimei Brega Oleg, audierea martorilor Prodan Elena, Mănițchi, Ghenate, Săhovnițchi.
Хомицкий. Хомицкий Геннадий, мадам Виктория. Читаю материалы Гусарова, шит, Андрея, контра Дмитрия, фортуитория, контра Андрея. Думаю, две голове, сентябрь. Рекорд, сентябрь декларации. Журом, вы будете повышать это будет? Он выдал жестко, он тот же штил, что сама по ними лететь к нас. Шпиноз, это проведение догадок, а распункт декларации. Шпиноз, Declarațiile de la anchetă. Mențin declarațiile de la anchetă, n-am nimic suplimentar să adaug. Consider că fapta lui Condrea consider că faptul lui se califica în prisma articolelor din codul penal, dar dacă s-a constatat încălcarea codului contravențional, cer ca măcar să se constate ilegalitatea comisă de el, că deja e târziu să-i se aplice pedeapsa. Eu deja sunt obosit a 7-a examinare numai instanță de fond. Penală. Dar dacă s-ar constata măcar încălcarea codului contravențional, aș fi satisfăcut. Conflictului însuși din care a avut loc în procuratură la data respectivă. Vreau să informez instanța că în acest dosar ca probe sunt și două imagini video filmate de mine cu un aparat care asta și de Ileana Prodan care a venit peste 3 minute. Imagini video. Ileana Prodan, martoră. Deci și din unghiul meu și dintr-o parte, faptele noastre. Și se vede clar acolo. Că intram de imagini filmate de dumneavoastră? Și de mine și de ea. Deci sunt din două unghiuri filmate. Nu e necesar să mai audieze nici martor, nici nimic. De acolo se vede clar că intram cu o petiție la cancelaria procuraturii. Că domnul Condrea îmi îngrădește accesul, neavând ecuson, ne prezentându-se, ne arătând temeiurile juridice de intervenție. Nu s-a prezentat. Deci nu avea afișat numele și nici nu s-a prezentat când l-am întrebat cum o cheamă. Și n-a invocat temeiul ilegal de intervenție. Conflictul a constat în faptul că îmi limitează dreptul fundamental dreptul la libertate, articolul 5 din Convenție, dreptul de a mai mișca liber într-o instituție de stat.
Da. La moment. Nu sunt în oră. Primiți, da. Domnule Gastrânzeru, că la dată, la ziua 26 aprilie 2013, procuratura municipiului Chișinău, domnul Condrea, în ce era îmbrăcat? În uniformă polițienească. În uniformă polițienească. Concentrat în incinta procuraturii, dumneavoastră, v-ați legitimat, ați prezentat dumneavoastră careva astfel de... Eu nu fac astfel de gesturi când văd polițiști necunoscuți. Chiar mă ceam la procuratură, nu m-am dus să mă întâlnesc cu Condrea să mai legitimez. Eu nu întreb de gesturi, nu. Domnul Brega. Nu m-am prezentat. Nu m-am prezentat. E un ritual care nu mi-e caracterist. Nu-i cunoaște. Dumnealui, vă solicitați să vă prezentați? Nu. Eu mi-am gratit acces. M-a ajuns din urmă, de altfel. Eu pot vă întreba, vă solicitați să vă prezentați sau nu? Și să vă legitimați, prezentați o altă identitate. Nu, el mă trăgea de mână să nu urc. Ați intrat în incinte, v-a apucat de mână. Da, exact așa a fost, se vede pe imaginile video. V-a comunicat că nu puteți accede liber în cancelarea procuraturii. Da, asta mi-a spus, că n-am voie. A solicitat domnului prin careva metode, nu știu, prin telefon, mobil, fix, cărorva lucrătoria cancelarii să coboare la primul etaj a procuraturii. Nu mi-am întâlnit. Posibil. Eu aveam de gând să intru eu în cancelare. Nu m-a interesat ce făcea ea cu telefonul lui. Ați prins drepturi fundamentale, dar nu respectați niciunul. Vă rugăm frumos, întrebări. Pretindeți că, în urma conflictului care a avut loc între dumneavoastră și Condrea, ați contractat careva vătămări corporale. Când v-ați adresat pentru a fi constatate careva vătămări corporale pe corpul dumneavoastră? În acea zi de 26 aprilie sau mai târziu? Era vineri seara. Nu mi-am amintit când. Da, și el lucrează. Deci întrebarea a fost dacă... Dacă m-am adresat și când. Nu știu. Se vede pe expertiză când m-am adresat. Eu nu știu. Deci nu v-am amintit. Eu știu că era vineri seara, era sfârșit săptămână și de program. În acea zi v-ați adresat sau în altă? În acea zi, sigur nu. Că se închidea tot. Și aveam treabă. În altă instanță, întrebări numai în acea. Domnul Condrea, Andrei, dumneavoastră, care v-a întrebat către domnul Brega, pe chem. Pe parcurs, eu... La moment, care v-a întrebat, nu aveți. Domnul Brega, spuneți-mi vă rog. În cancelarea Procuraturii Municipale, accesul este liber? Trebuie să fie liber. Și era până atunci. Eu intram și la procurori. Eu am fost de multe ori. Și ca parte vătămat și a petiționat. Deci am intrat de multe ori. De asta eu am fost uimit și iritat că cineva intervine în traseul meu obișnuit, fără nicio justificare. Spuneți-mi, vă rog, la intrare, nu era afișat informații precum că accesul este... Eu n-am văzut. N-ați observat. Spuneți-mi, vă rog, accesul în instituția procuratorului vorbind se permite cu acordul fazei, da? Nu știu. Nu, de ce ar fi? La un moment, de ce?
Urma să cereți acordul ca să intrați? Nu știu, el nu spunea, spunea că nu-i voie. Și îl întrebam care-i temei legal, zicea că au zis, cum îl chema atunci, Diacu. Dar Diacu poate spune multe, dar trebuie să afișeze un regulament, o lege. Deci el spunea, nici noi nu știm. El spunea că nu-i voie și gata, că nu-l dă voie Diacu. Dar noi să înțelegem pe dumneavoastră, ați intrat în cintă, da? Și am vrut să ajung atunci, la etaj. Deci, da, s-a văzut un loc special amenajat pentru domnul Contra, pentru că avea funcție de... Nu știu ce s-a văzut, acolo era scară, de urcat. Așa. Nu știu ce s-a văzut, dar era o masă, un scaun, dar el nu era la masă pe scaun. El m-a ajuns de urmă la jumătatea scării. A venit undeva din altă parte. Prima întrebare care v-a fost adresată, vă amintiți? Nu mi-amintesc. Se vede pe video, că imediat îmi puneți camera, când am văzut că îmi interzice. Prima întrebare, unde mergeți, probabil? Și am zis că la cancelare. Probabil, nu mi-am zis. Sigur nu m-a întrebat cum mă cheamă, nu m-a interesat totul niciodată. Sau dacă l-a interesat, i-aș fi spus, dar nu știu ce relevanță are asta. Spuneți-ne că ați fost agresat fizic, verbal. Eu nu știu ce înseamnă verbal. Nu-mi dădea voie să trec. Deci fizic mi-mi îngrădea libertatea. Se punea stan în fața mea sau mă trăgea de mână. Da. Deci în mult feluri au fost, că vreo 7 minute ne-am tot împins acolo. Eu vreau să urc, eu mă trage jos sau spun în calea mea. Deci asta e piedicare fizică a libertății. V-a tras de mână care? E, nu mă întreba. De ambele, pe rând de ambele. Eu nu mi-am închis. Când mă suceam și pe o parte, și pe alta, și apoi m-a urcat câteva trepte, și iar mă trage. În tot felul a fost. Mă trăgea de mâna cu care filmam, încerca să-mi ia camera. Asta mi se părea aberant. El n-avea nicio treabă cu camera mea. Deci el se simțea cumva presat și de martorul. Dumneavoastră vă amintiți? Filmați cu... Cu dreapta, cred. Probabil. De obicei filmez cu dreapta. Dar mi se pare inutil întrebările astea dacă pe video totul se vede și el nu contestă că ar fi autentice imaginile. Și de la... femeia aceea de pe telefon și de la mine pe cameră sunt aceleași imagini. Deci se vede comportamentul lui. Și rost are să mai descrim pe stânga, pe dreapta. Se vede comportamentul lui. Uite o dată la video și scăpăm de hărțuiala asta. Următoarea întrebare. Spuneți-mi, vă rog, iată pretenții de ordin material către domnul Contra, aveți? Am avut o cer, o acțiune civilă, dar am și uitat, deja nu mai are de nimic. Da, cer să fie satisfăcut, dar nu ținem să scrie acolo. Rog să fie absolut. Admisă integral. Nu mai e dau gata, că el cam bat 4 ani pe instanță. Iată, în cerere pretindeți că el de 1000 lei pentru tratament și prejudiciu moral, dacă vă amintiți. Probabil, da. Așa. Deci le susține integral. Le susțineți integral. Alte întrebări participanții la proces către domnul Bregă? Nu, no, pe un moment. Dacă nu știu, vă rog.